Suntem la o nouă ediție a emisiunii Asimetric și vreau să vă urez bun venit la această conversație alături de invitatele mele. Încep cu Magdalena Olar, pe care ați mai întâlnit-o cel mai probabil, Daniela Maron și Lidia Posteucă. Bine ați venit! Bine v-am găsit. găsit! Mă bucur că sunteți alături de mine și înainte să ne pornim noi la poveștile noastre, vreau doar să fac o scurtă precizare. Probabil că deja ați dibuit aspectul ăsta, însă la asimetric invitatele mele au libertatea să propună subiectele lor de conversație și mă bucur foarte mult că sunt destul de îndrăznețe să abordeze teme care de foarte multe ori nu sunt cele mai confortabile, însă sunt necesare pentru că fac parte din viața noastră de zi cu zi. Așa că nu mai stăm prea mult cu introducerile, mă întreb către tine, Daniela, și sunt foarte curioasă ce ai avut -o pe suflet în ultimele zile. Și ai vrea să împărtășești cu noi. Da, cu, cu mare drag. E onoare să fiu aici. Îți mulțumesc pentru, pentru invitație. Um, am primit multe mesaje și e mail în ultima perioadă a unor fete și femei îndurerate care mm. se confruntă cu durerea diferite um, aspecte ale vieții și, bineînțeles, și eu cunosc durerea într-o oarecare măsură, așa că m-am gândit Că acest subiect este important de discutat. Știm ce înseamnă lacrimi curse pe obraji um, noaptea și apoi în fața de pernă. Știm ce înseamnă un plâns înnăbușit sau poate mut ca cei din jur să nu audă. Um, cred că durerea este parte din viață și Dumnezeu nu ne promite o viață fără. Fără durere. Acum, ce facem când durerea apare? Și am trei cuvinte care, um, care sunt răspunsul pe care eu l-am găsit. Ră, un răspuns care poate să schimbe modul în care mă raportez la durere. Și acestea, aceste trei cuvinte sunt: dobândesc perspectiva eternității. Hmm. Jonathan Edwards spunea la un moment dat că își dorește să aibă. Um, Eternitatea ștampilată pe ochi ca să poată vedea durerea prin lentilele eternității. Um, cum credeți că arată în mod practic lucrul ăsta? Cum arată uh, sau cum ți se schimbă modul de gândire, modul de, la, modul de raportare la durere atunci când o privești prin perspectiva eternității? Cred că... Uh... Ce pregătită e Magna. <laughs> Perfect! <laughs> Eu mi-am înghițit încet, încet așa în nodurile, că e un subiect foarte greu. Da, numai că pornind de la citatul pe care Daniela îl, îl amintea, uh, putem, cred că, vorbi despre perspectiva asta a timpului nostru limitat de aici, de pe pământ, în raport de eternitate și bineînțeles, cred că nici nu putem să ne dăm seama ce puțin înseamnă, de fapt, timpul ăsta de aici. Mm. Și cred că asta ar trebui să ne ajute raportându-ne la suferință tocmai prin prisma momentului ăsta care, deși s-ar putea să pară infinit într-un moment de durere, totuși când îl raportez la eternitatea văzută prin ochii lui Dumnezeu, el parcă parcă se mai diminuează puțin. Și cred că asta încearcă și uh, Jonathan Edwards cred că să spună. Exact, exact. Și cred că atunci când um... Te uiți la durerea ta prin perspectiva asta și te uiți la viața asta conștientizând faptul că e doar o perioadă și că, wow, durerea asta, chiar dacă eu ca și femeie, că sunt mai emoțională, mai sentimentală, o simt ca și cum asta e tot. Da? Totuși, când mă uit prin ochii eternității, prin perspectiva asta a eternității, îmi dau seama că, că e doar pentru o perioadă și mă agăț de adevărul lui Hristos. Și vreau să vă citesc un verset. Um, Apocalipsa 21, 3 cu 4. Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi s-au dus. Și, a, practic, asta e promisiunea, pentru asta trăim. Gândurile mele, Daniela, se leagă foarte mult de, de versetul ăsta, pentru că cred că sunt două realități pe care trebuie să le înțelegem. Odată e realitatea pământească, și anume că nu avem cum să evităm suferința. Ea vine sub foarte multe forme. Poate că în viața asta eu nu voi experimenta gradul de suferință pe care l-ai experimentat tu, posibil. Um, dar ea este inevitabilă. La fel cum, prin credință este inevitabilă și vindecarea. Adică amândouă sunt două realități. Una e pământească, cealaltă e veșnică. Și eu foarte mult, sau pe mine m-a animat foarte mult gândul ăsta simplu, că suferința mea este cuprinsă în suferința lui Hristos. Și dacă suferința mea este cuprinsă în suferința lui Hristos, înseamnă că și vindecarea mea este deja cuprinsă în vindecarea lui Hristos. E un gând simplu. Eu, eu nu sunt așa de emoțională. Uh, sunt mult mai rațională. Rare ori mă văd oamenii plângând. Cred că când m -a văzut singura dată când m-a văzut Magda plângând a fost destul de intensă povestea și atunci am răbufnit pentru că am adunat foarte mult. Însă asta mă ajută pe mine rațional vorbind și emoțional vorbind să înțeleg astea două realități și... Eu am un autor care îmi place foarte mult și l-am citit foarte mult în anul ăsta, se numește Henry Nouwen, poate cunoașteți cartea lui cu Fiul Risipitor, este excepțională. Um, și el, mi-am notat citatul ăsta aici, că nu știu eu să zic lucruri chiar atât de deștepte, dar a spus în felul ăsta, vindecarea înseamnă dezvăluirea faptului că rălile noastre, omenești, sunt cel mai strâns legate de însăși suferința lui Dumnezeu. Ei, când îmi dau seama că suferința mea e deja cuprinsă în tot ceea ce a trăit Hristos, e o părticică, de fapt, din tot ceea ce a trăit Hristos și nu e ignorată, suferința mea nu e ignorată, um, asta mă ajută să, să acea perspectivă eternității. Nu știu dacă are sens pentru voi ce încerc eu să spun aici. Da, absolut. Hm. Părerea mea despre perspectiva eternității despre care ne spui este că Oricât am uh, încerca noi să gestionăm suferința prin resurse proprii, uh, dacă nu avem perspectiva biblică, perspectiva lui Hristos peste viața noastră, peste acel context care ne doare, care ne lăcrimează, care ne zdrobește, atunci este, este foarte greu să să ieșim la lumină din, uh, din acest defilou care e suferința și care ne modelează. Ne, uh, ne pregătește pentru etapa următoare. Uh, știm că Isus era un om al durerii. Uh -huh. Nu aveam noi cum să fim scutite de suferință. Uh, Evei se spune, da? Și noi, toate fiind la un moment dat niște Eve, uh, cu durere îți vei naște copiii. Uh, deci, durerea ne e dată, așa, de la început, cumva, da? Uh, și atunci uh, trebuie să privim la suferința noastră cu ochii lui, practic. Uh, nu să o evităm, nu să o negăm, nu să nu o recunoaștem, <rugim> nu, din potrivă, da, suntem într-o suferință, dar să nu rămânem concentrate pe ea, ci să privim dincolo de suferință, să căutăm uh, ce se află dincolo, de ce sufer de ce sunt în situația asta, ce să fac în situația asta ce vrea Dumnezeu să învăț din situația asta și poate că la un moment dat înțelegerea mea va fi de folos cuiva și aș mai vrea să zic asta foarte repede, cred că ca să putem să dobândim tot ceea ce spui tu acum, e foarte important să fim gata să trecem prin suferință, adică să nu încercăm scurtători, pentru că suferința nu trece cum spuneam, e inevitabilă și atunci dacă de multe ori, poate faceți ca și mine, eu tind să ignor, să-mi ignor o propria suferință. De dragul celorlalți, de dragul de a fi eficientă pentru ceilalți, de a merge mai departe. Problema este că atunci când ignor sau eviți, mi se pare că suferința erodează pe dinăuntru. Și s-ar putea să producă niște leziuni mult mai serioase decât dacă pur și simplu ai lăsa-o să, și Întembr. în viața ta, și în viața ta va produce și, uh, și în viața celorlalți, pentru că, într-un într fel, uh, re o reprimi, nu o admiți, nu o recunoști. Mm -hmm. Și atunci, dacă tu nu o integrezi cum trebuie, mm -hmm. spre vindecarea ta, în aparență, da, vei fi o față zâmbitoare printre oameni, vei împărți încurajări și cuvinte frumoase, dar uh, în lăuntru tău vei fi o lacrimă. Și la un moment dat asta se va vedea și va da pe din afară, într-un context sau altul. Dacă, dacă nu o reprimi, ci o accepti și chiar o îmbrățișezi uh -huh. ca parte din viață, ca și când îți rupi piciorul și apoi săptămâni sau luni de zile ești cu el în gips, Trebuie să îmbrățișezi durerea recuperării ca să poți să umbli din nou. La fel și cu, cu durerea asta din viața noastră. Eu cred că atunci când răspunzi corect durerii, Um, poți să schimbi lumea ta și lumea celor mm. din jurul tău. Și, tot mai am un citat pe care vreau să-l să menționez, unul care. Pentru mine înseamnă foarte mult. Eu în momentele mele de durere i-am spus lui Dumnezeu Doamne, m-ai adus în fundul mării. Mai, um, mai jos de atât nu mai pot duce. Măcar atât ai vestea bună, că mai <laughs> jos nu mai pot să merg. Și mai târziu am dat peste citatul ăsta și Dumnezeu mi-a vorbit foarte, foarte personal. Și Charles Spurgeon spune Cei care se adâncesc în marea durerii aduc cu ei perle rare. Și nu pot să vă explic da. cât de adevărat cât de adevărată e, e fraza asta, afirmația asta. Pentru că mi-am dat seama um, că dacă îl lași pe Hristos să te învețe să răspunzi corect durerii, aduci perle și nu aduci doar pentru tine, că aduci pentru cei din jurul tău. Și le aduci pe cele care se găsesc destul de greu. Magda, știu că tu ai un exemplu specific în minte, apropo legat de, de durere, un exemplu. Pe care cred că, sau de care cred că fiecare dintre noi ne-am lovit la un moment dat sau altul în viață. Da, așa e. Dată fiind dimensiunea relațională a vieților noastre și importanța ei, pe lângă bucurile pe care relațiile interumane ne le produc, și cred că fiecare am avut parte și avem parte de ele, se poate ca aceste relații să producă la un moment dat și suferințe sau dezamăgiri. Și îmi aduc aminte, eram cred că prin, prin clasa a treia când am experimentat pentru prima dată astfel de dezamăgire. Cine te-a trădat? Aveam o prietenă <laughs> foarte bună. Nu dăm nume. BFF, știi cum era așa, așa uh -huh. ziceam atunci și ne scriam prin oracole cine e cea mai bună prietenea ta. Și la un moment dat, parcă foarte brusc, în decurs de o zi, am mers într-o excursie cu clasa și la sfârșitul zilei m-am trezit că ea devenise cea mai bună prietena unei alte colege. Mm -hmm. Nu prea am știut cum să răspund, dar ce mi-amintesc foarte bine din uh, experiența respectivă, e sentimentul ăsta al trădării, când mă întrebaai tu cine, cine m-a trădat. Ăsta e sentimentul care mi-a rămas cumva antipărit și înțeleg acum că o fost poate o chestiune copilărească la vremea respectivă. Dar odată cu trecerea timpului, mi-am dat seama că sentimentul ăsta, totuși, persistă în situații similare cu aceea. Și având în vedere că nu sunt situații izolate și ne batem de lucrurile astea, de dezamăgiri în relații, în viața noastră și de zi cu zi. Și cred că pe măsură ce creștem poveștile astea devin mai dureroase da, decât exact, în viața mai serioase. Ne dor da. tot mai tare, da, ne dor tot mai tare. Um, ne expunem totuși la un risc. Fiind dezamăgiți în mod, poate, nu constant, dar probabil destul de des, riscăm să ne pierdem încrederea în faptul că prietenile adevărate există și să ne închidem oarecum în noi și să refuzăm să ne mai facem vulnerabili, să ne mai investim timpul și energia în astfel de relații. Și întrebarea mea practic e cum să facem ca în ciuda acestor dezamăgiri care pot să fie repetate și numeroase și foarte, foarte dureroase în anumite situații, cum să facem totuși să nu apucăm pe drumul ăsta uh, în care să zicem eu pot de una singură, eu nu mai am nevoie de altcineva sau eu nu mai vreau să mai mă fac vulnerabilă și să mă mai deschid în fața cuiva pentru că uite-te de câte ori am fost rănită și trădată în alte relații de prietenie. Cum putem să evităm totuși perspectiva asta? Eu îmi iau o cana cu apă și vă las pe voi. Cred că e foarte important să analizăm foarte corect și obiectiv situația care a produs dezamăgirea. Cred că totul pleacă de acolo pentru că de obicei, cel puțin în experiența mea, eu am fost dezamăgită atunci când am avut așteptări nerealiste sau așteptări pe care nu le-am comunicat. De multe ori noi ne purtăm într-un anume fel cu cei din jurul nostru și așteptăm ca și ei să răspundă la fel. Împărțim iubire, vrem să primim iubire, suntem respectoși, vrem să fim respectate, suntem calzi, afectoși, vrem același lucru. Dar nu comunicăm. Cred că aici e o problemă. Și ne comunicând, sigur că atunci când ești dezamăgit, e ca în situația aceea, nu? Când soțul vine acasă, dau un exemplu, da? Tu vrei să vină cu flori, dar nu ai spus că ți-ți plac nu florile. Nu faci apropo acum, nu? <laughs> nu fac apropo, dragă, nu. Dar da. Dar îmi aduce flori. E bine. <laughs> Știe, am comunicat. Aici e secretul. Trebuie uh, să fim comunicative, să le spunem uh, celor din jur ceea ce dorim, ceea ce vrem, ce așteptări avem. Uh, trebuie să ne și evaluăm așteptările, pentru că dacă ele sunt nerealiste, proiectăm asupra altora visuri pe care ei ar trebui să le îndeplinească pentru noi și atunci punem o presiune pe ei și cumva le îngredim și libertatea. Nu face așa. Eu nu mai vorbesc cu tine, nu? Pentru că m-ai dezamăgit, și uh, aici uh, se întâmplă ce spui tu. Mai investim în relația respectivă, ne mai uh, ducem spre ea cu toate resursele noastre și așa mai departe. Nu ne mai ducem. De ce? Că am fost dezamăgiți uh, că cineva n-a făcut uh, cam ce am fi vrut noi să facă. Uh, asta ține puțin și de obiectivitatea noastră. Trebuie să respectăm și libertatea celuilalt și atunci uh, cred că e bine să fim vulnerabile, cred că e bine să spunem ce dorim, dar în același timp să lăsăm pe celălalt să aleagă cum să se comporte. Mm. Și atunci asta ne dă și nouă libertatea de a ne implica în relația respectivă, în continuare, în, într-un mod realist. Și oferim ceea ce putem să oferim din ceea ce avem noi. Eu cred că trebuie să ne investim în continuare. Și noi l-am dezamăgit pe Dumnezeu de atâtea ori. Și n-a renunțat niciodată la noi și nici nu o să i renunțe. Și apropo de ideea asta de a-L dezamăgi pe Dumnezeu, mi-a venit și mie o idee după gura de apă. <laughs> um, exemplul tău a fost simpatic, numai exact ce spuneam mai înainte, pe măsură ce creștem și Viața devine mai serioasă. Poveștile astea devin destul de dureroasă, pentru că nu te aștepți de la oamenii apropiați. Atunci când fie un membru al familiei, fie un prieten apropiat te trădează într-un fel sau altul sau îți provoacă durere, e cel mai greu pentru că sunt oamenii de la care nu te aștepți. Și se spune că ei ne produc cele mai mari dezamăgiri. Exact. Și știu că poveștile de viață diferă foarte tare. Cred că unele povești, presupun o despărțire permanentă și o distanțare permanentă. Dar ideea care mi-a venit după gura de apă este și care pe mine mă ajută foarte mult să răspund la întrebarea ta și să reevaluez, dacă vrei, relația respectivă este ideea asta, că nimeni nu este nevrednic de iertare. Așa este, dar deci, iertarea de... trebuie oferită. Nu există nimeni care să spui că nu merită iertarea, nu există așa ceva, cred eu, în ecuația lui Dumnezeu. Și și șanse multiple putem oferi tot din perspectiva exact. aceasta. Dar în același timp, cum spuneai și tu, Adelina, când lucrurile acestea se întâmplă într-o relație abuzivă, spre exemplu, și aici putem merge mm. într-o altă direcție, dar nu Asta este cu noi intrăm altceva. acum, da. atunci, da, distanțarea este o da. soluție și distanțarea se poate realiza, bineînțeles, având uh, perspectiva creștină în noi, pornind de la un proces de iertare, dar nu trebuie neapărat să mai rămânem într o relație uh, care ne aduce doar durere și hmm. cred că dacă punem aici filtrul per perspectivei eterne, a eternității mm -hmm până la urmă, ne putem uita la durerea asta, dezamăgire, la această dezamăgire ca și o șansă de a deveni mai mult ca și Hristos. Oh, no. Iubesc necondiționat, cultiv răbdarea, mila, îndelunga răbdare dacă e nevoie, um, oferi iertarea și până la urmă toate circunstanțele astea, că e vorba de o prietenie sau chiar de partenerul de viață, de soț, da? Astea ne fac și ne șlefuiesc să ajungem mai mult ca și Hristos. Și când am perspectiva asta, altfel mă raportez și altfel mă uit la persoana care mi-a greșit cu mai multă înțelegere, poate, plus înțelegerea faptului că nimeni nu-i perfect. Mm. Că nimeni mm. Și suntem oh, da. atât de diferiți, atât de diferiți. Și, da, poate mi-a greșit mie, dacă stau bine să mă mm -hmm. analizez și eu i-am greșită alteia. Ai, și aici nu avem timp acum, dar putem să ne îndreptăm și spre o întrebare pe viitor. Ce facem atunci când noi îi dezamăgim pe cei din jurul nostru. Da, și chiar ascultam recent un, mm. un interviu Lisa Turkers, o carte uh, iertând ceea ce nu poți uita și vorbește despre mm. o traumă în viața ei de familie și la un moment dat uh, vorbea într-un interviu despre treaba asta că atunci când uh, tu în mod constant vrei să, să pui vina cumva pe celălalt, riști să te portretizezi pe tine ca un mic sfânt. Când tu dacă te analizezi suficient de bine Tu știi că nu ești Și știi că și tu la rândul tău dezamăgești Și trădezi Poate nu persoana aia care te-a trădat în momentul ăla Dar pe altcineva În un alt moment din viața ta Și cred că asta e foarte important Tot timpul să ai în minte lucrul ăsta Că și tu ai beneficiat de iertarea lui Hristos Fără plată și că și tu la rândul tău trebuie să oferi tot în felul ăsta cum ai primit-o. Dragă Magdalena, eu vreau să știu dacă te-ai împăcat cu prietena ta de grupă da, ne mai scriem acum în comentarii așa pe <laughs> Facebook. Perfect. Da. Știi cum e? Când Suntem te vezi... Bine. Când te o vezi... gândești acum să-i dau like la postarea asta sau... să dau like nu e. <lip> știi ce mă gândeam? Mai zis o chestie. Te vezi ca un mic sfânt și când te vezi ca un mic sfânt ajungem mm -hmm. la problema autocompătimirii. Dacă te vezi ca un mix sfânt, toată lumea nu mi-ați crește ție. Mm, exact. Și evoluezi no -ți în până acolo. ăsta, și tu ești cel care e foarte bun, tu ești foarte bună, ești, uh, ești plin de integritate, ești foarte loială, tu nu greșești niciodată și uite cât de multe mi se întâmplă. Mie. Te victimizezi. De mine, exact. da. Eu vreau să dau un pic înapoi în discuția noastră, uh, m apropo de ce ziceam noi legat de ideea asta de a nu evita suferința. Unul dintre gândurile mele pe care le-am tot procesat în ultima perioadă se leagă de ideea asta de viața emoțională a creștinului. Îmi pare mie și de multe ori zic, poate greșesc, poate e doar percepția mea și poate fi corectată, de asta suntem într-un dialog. Impresia mea este că evităm sau ne simțim foarte vinovate atunci când experimentăm o gamă de sentimente negative, de la durere, la tristețe, la mărăciune, doliu, supărare, frustrare, cum vreți voi să numiți aceste sentimente. Și de multe ori avem impresia că parcă n-am fi suficient de credincioase dacă simțim și trăim sentimentele și emoțiile astea, sau că nu bifăm o calitate a creștinului perfect. Și cred că trăim sub tensiunea asta pentru că, da, Sfântul Apostol Pavel spune bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Dar tot el spune și plângeți cu cei ce plâng. Cele două nu se anulează una pe cealaltă. Nu cred că bucuria lăuntrică, bucuria asta credinței, bucuria de a trăi pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu se anulează de suferința care intervine în, în viața noastră și de multe ori mă veți auzi în emisiunea asta citându-mi foștii profesor, pentru că sunt oameni excepționali, dar un, un fost prof de-al meu uh, în școală a spus ceva de genul că din fericire noi creștinii nu suntem siliți să alegem între buna dispoziție fățișă și bucuria lăuntrică ascunsă. Uneori nu putem să arătăm și pe din afară că suntem bucuroase pentru că este suferința tangibilă care ni se întâmplă și uh, mai, mai atât vreau să spun uh, Paula Harris într-o conferință, jurnalista Paula Harris spunea ceva de genul că tragedia și oportunitatea coexistă. Cu alte cuvinte în contextul discuției noastre putem să spunem că durerea și bucuria coexistă. Nu se anulează una pe cealaltă și nu cred că este tocmai sănătos să încercăm să ne reprimăm de fiecare dată sentimentele sau emoțiile negative și eu sunt foarte curioasă cum ați Navigat voi apele astea, v-ați simțit vreodată, nu știu, nevoite sau poate așa ați simțit voi că trebuie să vă reprimați sentimentele astea sau emoțiile negative pentru că n-ați fi suficient de credincioase altfel. Isus plângea. Hmm? Cel mai scurt verset. Cred că am spus foarte mult da. uh, numai citând acest verset. Isus plângea. Uh, el era perfect da? desăvârșit. Uh, nu putem să punem în dreptul lui credincioșia uh, că nu ar fi existat, nu? Uh -huh. Nu se pune problema. Și atunci, uh, cred că trebuie să ne recunoaștem slăbiciunile. Cred că trebuie să știm cine suntem în suferință și cred că e foarte important, de fapt, să nu reprimăm. Hmm. Pentru că atunci când reprimăm, fugim de o emoție negativă pe care o lăsăm acolo undeva, o îngropăm acolo adânc, frumos în noi, o punem într-un sertar și ne prefacem că uităm de ea. Dar acea emoție negativă... De fapt, ce este o emoție negativă? Este o stare care are în spatele ei, probabil, un eveniment neplăcut, o situație neplăcută, care ne-a deranjat, ne-a produs durere, poate umilință, poate vinovăție. E ceva acolo în spatele emoției negative. Noi, când reprimăm o emoție negativă, de fapt, ce facem? Se activează un așa-numit mecanism psihic defensiv care ne protejează sau intenționează să ne protejeze. De aceea, retrăire. Asta se întâmplă. Și nu vrem să trăim ceea ce a fost urât în viața noastră și fiecare mm. am experimentat câte ceva care nu ne-a plăcut și nu vrem să ne amintim și nu vrem să retrăim. Când reprimăm emoția negativă, de fapt, în primul rând, e nesănătos pentru noi. Mm. Nu mai suntem autentice. Noi ar trebui să fim persoane foarte autentice. Ar trebui ca atunci când ne bucurăm să se vadă lucrul acesta, ar trebui ca atunci când ne vine să plângem, să plângem. Spunea Adelina că ea nu e o persoană foarte emoțională, foarte rar uh, izbucnește, da? Uh, dar lacrimile uneori ne fac foarte bine. Dacă le mai legăm și bine, de ceva. nu înseamnă că nu plângă de una singură. <laughs> <laughs> da, lacrimile din odăițe, sunt cele mai da. sănătoase, nu? <laughs> Da, dacă noi îmbrățișăm uh, emoțiile negative și ne ducem pe fir în spate să vedem ce se întâmplă acolo, de ce. Uh, pro problema este că atunci când reprimăm emoții negative, uh, putem să avem reacții nepotrivite mm. și uh, în relațiile noastre să apară tensiuni. Și atunci, în loc să dezvoltăm relații sănătoase, o să avem relații conflictuale. Și o să ne întrebăm, păi, de ce am reacționat așa? Că de multe ori reacționăm și nu ne dăm, seama. Nu ne dăm seama de, de ce? ce am reacționat așa și mă gândeam uh, în timp ce zicea tu, Lydia că uneori ne prefacem că de fapt suntem bine. Mm. Și cred că expresia asta că ne prefacem nu se prea potrivește în, uh, cu noi ca și creștini. Pentru că Dumnezeu, trebuie. până la urmă, știi, el e adevărul, știi? el reprezintă adevărul știi? și Isus a spus, e o cale și viața Știi? și parte din, din a fi autentice și oneste și E și asta, știi, să, să recunoști, să nu te prefaci până la urmă. nu Că dacă te prefaci, te tot prefaci și o să fie ușor și în alte, în alte situații să, să ajungi la o viață cumva dublă. Știi? Când auzim de multe ori persoane care sunt depresive și nimeni nu știa treaba asta despre ele, știi? Și cum ajungi într-o într astfel de situație? Știi cum ajungi? Te tot prefaci, te tot prefaci da, și ajungi în situația asta pentru că revin. Avem impresia că e o problemă și că noi ca și credincioase nu ar trebui să trăim acea problemă, nu ar trebui să trăim acea emoție hmm. și cred că e și o percepție greșită pe care în diverse contexte și medii am creat-o. Uh, cumva uh -huh. există așteptarea asta că un pocăit sau un credincios adevărat trebuie să fie drept, drept. zăbitor, <laughs> adică... plin de credință chiar și când e pe... Exact. Mă, Undupră pasiei, exact. adică el nu are voie să aibă emoții și nu are voie să le trăiască cu aceeași intensitate cu care le trăiesc ceilalți, ceea ce nu e deloc bine și mai facem asta și din alt motiv, pentru că uh, ne e teamă să fim respinse. Oh, da. Ne e teamă mm. să fim respinse Ouch. și atunci, da. da, eu sunt praf astăzi, mi s-au întâmplat niște lucruri mă duc la întâlnire cu Adelina, cu Magda și cu Daniela și atunci îmi pun măscuța, nu cea de pandemie ci cea de <fie> peste suflet <fie> exact. și mă duc și deși eu am avut acolo multe trăiri astăzi care nu vor fi deloc în concordanță cu zâmbetul pe care îl voi afișa Uh, voi încerca să, să plac să fiu uh, agreabilă și atunci de asta își reprimăm pentru că nu vrem ca cineva să ne vadă cum suntem de fapt într-o zi și... când suntem rău. Exact și teama asta de a fi respinse cred că se leagă foarte mult și de un pic de poziția sau postura pe care o ai în diferite comunități pentru că dacă ești un lider cu atât mai mult resimți presiunea asta fiindcă un lider nu cedează Hmm. Un lider nu suferă. Adică el suferă, dar nu suferă așa ca ceilalți. El e mai puternic. Hmm. Dacă când reprimăm, nu facem decât să ne arătăm slăbiciunea. Hmm. Numai că uităm ceva în slăbiciunea asta. Uităm că în slăbiciunea asta el ne întărește. Și că uneori e bine să, uh, și pentru noi, dar și pentru ceilalți, că descătușăm niște uh, niște emoții în relațiile cu ceilalți, devenim mai autentici. Uh, îi dau posibilitatea celuilalt să mă vadă așa cum sunt, să mă iubească sau nu, uhum. așa cum sunt sau cum nu sunt. Și, și, și asta face ca relațiile să fie autentice. Îndrăznesc să spun nu pentru că vreau să fac reclamă gratuită, dar cred că lucrarea Danielei în speță cu vlogul ei, dincolo de mine, a prins atât de bine tocmai pentru că tu ai curajul să fii vulnerabilă. Ai abordat niște subiecte din multe dintre ele, din perspectivă atât de aproape de tine și cred că asta a deschis calea și le-a lăsat pe foarte multe mm -hmm. dintre fetele care, sau doamnele, domnișoarele care te urmăresc să rezoneze cu tine? Cred că vulnerabilitatea produce o conexiune incredibilă și Dumnezeu ne-a dat darul acesta al vulnerabilității și vorbeam despre emoțiile și despre emoții și exprimarea emoțiilor. Până la urmă, dacă ne uităm la, la psalmistul David, păi cât dintre psalmii lui Nus. Doamne, hmm. până când? De ce, hmm. Doamne? Um, dar ce e fascinant pentru mine, mai ales, mai ales în psalmul 13, am avut un moment foarte profund cu psalmul 13 pe la 17 ani, în care mi-am dat seama că David plânge înaintea lui Dumnezeu, e sincer cu emoțiile lui, asta simt, Doamne, simt că parcă nici încredere în tine nu mai pot să am, însă psalmii lui David se încheie cu, dar eu mă încred în bunătatea ta. Pentru că atunci când ai curajul să fii sincer cu emoțiile tale, să uh -huh. le aduci, ceva se întâmplă. Uh -huh. Ceva se întâmplă. Dumnezeu aduce, uh, aduce ceva bun acolo. Și apropo de, de psalm, doar remarca asta vreau să o fac, David știe mereu cine este Dumnezeu. Se întoarce mereu suferă, își varsă frustrarea, e supărat chiar pe Dumnezeu de foarte multe ori, dar niciodată nu uită cine este El și cum este El și se întoarce din nou la mesajul Totdeauna. Răscumpărării. Da, um, Și asta e fantastic în psalm. Um, Aș vrea să ducem discuția un pic înspre Lidia, pentru că cred că ce ai tu de spus poate să vină ca și o soluție la unele dintre, lucruri, unele dintre lucrurile pe care am discutat astăzi. Uh, da, uh, când m-ai sunat și mi-ai propus <laughs> să fiu alături de voi în această emisiune, am avut tendința imediat să încep să scormonez prin mintea mea și să mă găsesc tot felul de subiecte care mai de care mai provocatoare, mai interesante, mai ofertante. Și vreo două zile, așa, nu, nu reușeam să mă leg de niciunul. Aș fi vorbit despre toate, aș fi adus în atenție orice. Uh, și până la urmă am zis, nu, Doamne, nu subiectul meu. Și am început să mă rog. Și așa, ca din senin. Am venit așa scurt. Puterea cuvintelor. Hmm. Nu am știut, bineînțeles, ce subiecte veți propune voi și de, ce alegeri veți face, dar m-am gândit atunci că e un subiect care se poate lega cu absolut orice alt subiect. Pentru că, nu e așa, cuvintele noastre sunt legate de emoțiile noastre și am vorbit aici foarte mult despre emoții, da? Um, aș vrea să introduc puțin subiectul meu, făcând referire la o carte pe care am uh, citit-o recent, Conectarea interpersonală, e scrisă de dr. Larry Crab și el spune acolo foarte frumos și mi-a plăcut tare mult cum a spus, cuvintele pot îmbrățișa sufletul la fel cum brațele îmbrățișează trupul. Făcând o analogie, putem spune, nu-i așa, Că ele pot să rănească sufletul, la fel cum brațele pot să lovească trupul. Mm. Cred că în relațiile noastre, toate ne-am lovit de puterea cuvintelor. Fie că uneori le-am rostit noi, fie că le-am primit. Cuvintele fac parte din viața noastră de zi cu zi, începând de la comunicările banale nu uita să cumperi pâine, vezi că trebuie plătită factura la curent, ia copilul de la grădiniță, nu uita să cumperi flori. Da. Deci, începând de la lucrurile banale până la luarea deciziilor, unde cuvintele au o mai mare importanță și la exprimarea a ceea ce simțim, fie că e bucurie, fie că e tristețe, fie că e durere, totul depinde de capacitatea noastră de a vorbi cu ceilalți. Felul în care vorbim, modul în care ne alegem cuvintele, atitudinea din spatele cuvintelor ne afectează și pe noi când le rostim, dar și pe cei cărora le spunem. Și uh, în Proverbe 18 cu 21 uh, găsim foarte bine spus, moartea și viața sunt în puterea limbii. Și cine, oricine o iubește îi va mânca roadele. Cuvintele noastre pot să încurajeze, pot să zidească, pot să distrugă, pot să rănească. Cum alegem cuvintele? Ce alegem să vorbim în, în relațiile noastre? Pentru că acum știm, cuvintele noastre contează. Contează ce credem, contează. Ce cuvinte spunem prietenelor, contează ce cuvinte îi spunem soțului, contează foarte mult ce cuvinte le spunem copiilor noștri, pentru că, iată, cuvintele modelează gândirea noastră, influențează comportamentele noastre, atitudinea pe care o avem față de ceilalți, și schimbă vieți, începând cu viața noastră, începând cu viața noastră. Um, Există o legătură foarte puternică între cuvintele noastre și emoțiile pe care le trăim. Cu siguranță ați fost și voi în situații în care a vorbit gura fără voi. Eu am fost. Oh, da? cunosc. Mă mărturisesc. Da? Mărturisim toate împreună. Da, bineînțeles. Da. Adică, într-un context în care ai fost aglomerat, stresat, copleșit de greutăți, sau câte situații nu sunt care sunt covârșitoare pentru noi, da? Am scăpat porumbelul, am rănit și după aceea am fi făcut orice să putem să retragem ce am spus, dar rana a fost deja produsă. Sau de câte ori vi s-a întâmplat, de câte ori nu vi s-a întâmplat, mai bine spus, uh, să vi se spună un cuvânt care a rămas acolo întipărit și în uh, mintea voastră și uh, ca o amprentă dureroasă pe sufletul vostru. Uh, cum facem? Asta cred că e foarte important. Cum facem să gândim înainte să spunem, să nu uh, rostim cuvintele pe baza emoției pe care o simțim la un moment dat. Pentru că dacă suntem furioase, se întâmplă, da, uh, sau supărate, cuvintele noastre vor reflecta emoția dacă nu controlăm uh, ce spunem. Cum facem să ieșim din zona asta? Eu mi-am dat seama că cele mai mari prostii <laughs> le spun nu la nervi. Și atunci când încerc să repar o situație, mie nu-mi place, de exemplu, când există o discuție conflictuală, cineva se supără, și când știu că cealaltă persoană rămâne supărată și n-am rezolvat în momentul acela problema, nu, nu suport gândul respectiv. Și atunci încerc eu să drec situația și atunci spun și cele mai mari prostii, pentru că ai, ai presiunea asta și. Uh, dar pornește la o intenție bună. Pornește da. la o intenție foarte bună, dar fiindcă ești sub presiunea situației îmi dau seama că nu încercând să repar de fapt stric mai mult și principiul ăsta cu gândește la rece e foarte bun unor trebuie să să treacă căi 10 minute sau i-o zi îți ția ție ca să te detașezi un pic de momentul și de intensitatea de fapt a momentului respectiv, deci pentru mine principiul ăsta funcționează excelent. Să Dar nu că nu tot se se mai... Se aplic. <laughs> da. Știi, cred că răspunsul scurt, oarecum la întrebarea ta, de acum ne alegem cuvintele, ar fi cu grijă. Știi? Cu grijă. <laughs> nu mereu, nu, mereu. Ne vine da. ușor să facem asta. Și cum, cum, facem să ne gândim înainte? Este un verset tot în Proverbe 12 cu 18 de data asta. Spune, cuvintele necugetate sunt ca străpungerile unei săbii, dar limba celui înțelept aduce vindecare. Și cumva trebuie să realizăm, să conștientizăm că momentele alea care sunt necesare, că 10 minute sau că e o zi pe care ne le luăm ca să analizăm o anumită situație, pot să facă diferența între străpungerea unei săbii și vindecare. Și deci puterea asta pe care o au cuvintele și pur și simplu să stai și să te gândești. Cuvintele astea pe care urmează să le zic persoanei respective, dacă sunt niște cuvinte de critică, să zic, o să ajute într-adevăr la ceva sau mai le spun ca să mă simt eu mai bine, uite te-am criticat și în, în opoziție sau în contrast, oare nu sunt niște cuvinte de vindecare pe care aș putea să, să le aduc în discuția asta? Deși, să și să stai să te întrebi, ce, ce efecte o să aibă până la urmă cuvintele mele? La mine, ai, ai spus că la, ai, ai dat un exemplu, da? La mine e când sunt stresată. Uh -huh. Deci atunci ai ispita cea mai mare și. Um, dacă sunt stresată că trebuie să merg undeva, să fiu acolo la timp, să pregătesc un bagaj și um, rămân mai pe ultima sută de metri sau nu reușesc să le fac toate la timpul lor, ajung să fiu, um, să zic așa, arepezită și poate și anxioasă. Uh -huh. Și asta întotdeauna mă duce cu gândul la versetul ăsta care spune, um, care vorbește despre femeia care râde la ziua de mâine. Și mă gândesc, mai femeia asta râde la ziua de mâine că nu e anxioasă și nu e stresată, că e atât de liniștită și odihnită în, în Hristos, încât nu lasă ca toate celelalte sentimente să o, să o cuprindă. că și cu bagajul la timp. Exact! <laughs> exact! Și exact. Deci bună. perfect! Chiar acolo am vrut să ajung, știi? Deci perfect! Poate să, râd, să, ajung, să ajungă să râde la, la ziua de mâine, că știe să-și planifice lucrurile, că e serioasă cu, cu lucrurile astea. Și la mine, la lupta cu cuvintele, Aici e, se duce atât de adânc până la... planifică lucrurile la timp, da, nu lăsa pe ultima sută de metri și dacă totuși se întâmplă din cauza um, lipsei timpului, te oprești și te gândești bine înainte să vorbești, mm -hmm. că știi că acolo e problema ta. Sau... sau le spui tuturor, sau, exact... sunt stresată, exact. faceți o plimbare. Păi bine, asta, asta, asta chiar funcționează. Eu, mai ales cu ai mei, am obiceiul de a vorbi cu ei în fiecare zi și dacă sunt perioade extraordinar de sufocante, de aglomerate, le spun, mă sunați, mă întrebați cum sunt dacă sunt în viață, conversația nu poate dura mai mult de două minute, doar ca să nu ajungem mai altundeva. Da. 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 Uh, din toate situațiile pe care le-ați redat. Vine și tu, uh, de acum. Eu nu vă spun. <laughs> eu am, eu am învățat uh, un lucru. Uh, noi vorbim foarte mult, noi femeile vorbim foarte mult. Și atunci, uneori e greu să facem cum zice Magda, să ne alegem cuvintele cu grijă. Însă, în relațiile mele, am avut ocazia să lucrez cu foarte multe persoane tinere. Și de multe ori mă gândeam, fiind majoritatea fete, mă gândeam. Atunci când venea să vin cu o critică sau vai, dar nu se descurcă, da, uite, de un un master de 10, dar se tap la or nu. Adică, lucruri din astea, mă legam de. și venea așa, se aprindea în mine un foculeț acolo, că asta face cuvântul uneori, aprinde un foculeț. Și um, am învățat să gestionez felul în care mă exprim în situații de genul. Și noi, femeile, suntem critice de multe ori și eu am. Învăța să gestionez uh, povestea asta mea cu critica, gândindu-mă la fetele mele. Am zis, uh, mie nu mi-ar plăcea ca cineva să îi se adreseze uneia dintre fiicele mele așa. Chiar dacă ar fi spre creșterea ei, chiar dacă ar fi spre învățarea ei, aș vrea să îi se adreseze cu blândețe, să fie înțelegătoare, să-i acorde timp să înțeleagă ce i s-a spus, să nu fie luat așa tare, repezit și uh, cu mână foarte... Uh, și am văzut că fetele din jurul meu apreciază lucrul ăsta mm. și am văzut că mai mult le ajut atunci când uh, mă duc spre ele cu blândețe, uh, căutând să le duc un pas mai departe, dar într-o formă care să zidească, nu să dărâme nici ce au făcut ele până acolo, nici ce urmează să facă de acum încolo, pentru că cuvintele noastre se lipesc de anumite stări, se, nu, se lipesc de anumite situații. Uh, vorbim, ne întâlnim cu oameni zi de zi și nu avem anumite stări, au altele și în interacționarea asta uh, tendința noastră de multe ori este să dăm drumul la cuvinte fără să gândim, mm -hmm. că de asta spuneam despre de ce e important să gândim. Nu știu prin ce a trecut omul respectiv, nu știu cine l-a sunat acum 5 minute și ce i-a spus. Și eu vin așa cu o abordare din asta tăioasă și poate uneori umilitoare, poate uneori egocentrică, să arăt cine, ce, cum sunt eu și atunci rănim. De asta e important să ne gândim înainte și să căutăm să înțelegem pe cel din fața noastră înainte de a dori să ne facem auziți și să ne impunem noi punctele noastre de vedere și să desfășurăm acolo cuvintele noastre care ar fi bine să nu rănească, ci să încurajeze de fapt și să, și să îndrepte Și um, aș vrea să trecem și la uh, următoarea întrebare uh, Știu că ne-a zis Adelina să fim atente cu timpul Subiectul ăsta e vast, ne-ar trebui o mie de ani să Dar mai așa. reveniți Asta este speranța mea Cum să nu? Suntem uh, femei creștine, nu putem fără speranță nu? așa <laughs> um, Oare femeile creștine uh, sunt cuprinse de gânduri negative? Nu zicea Adelina că noi ar trebui să fim așa, ca un fel de iconițe zâmbitoare, tot timpul uh, viabile, să arătăm doar ceea ce este frumos și bun în noi și senin. Dar uh, iată că suntem și noi cuprinse, zic eu, de gânduri negative, uh, care determină în noi amărăciune. Frustrare, accentuează suferința, amplifică uneori procesul de autocompătimire în care suntem tentate să alunecăm. Slavă Domnului că ne oprește El. Dar atunci când suntem cuprinse de gânduri negative, ce se întâmplă de fapt? În spatele gândurilor noastre negative se află acel monolog interior, dialogul pe care fiecare dintre noi îl avem înăuntru, cu Duhul nostru. Uh, și uh, nu cred că o să vă mire, dacă o să vă spun că dintre toate cuvintele pe care le rostim, uh, cele pe care le rostim între ghilimele, pentru că ni le spunem nouă, de fapt, uh, cele mai multe sunt uh, cele pe care ni le spunem nouă. Atunci când analizăm orice situație, orice împrejurare, de ce acolo, de ce mi-a spus așa, de ce n-am acționat altfel când ne vinovățim prin cuvintele noastre și așa mai departe, um, pe fondul acestui monolog interior riscăm să ne pierdem și speranța, să ne să ni se clatine și încrederea în Dumnezeu uh, și să credem niște lucruri care sunt neadevărate despre noi, dar mm. și despre Dumnezeu. Și uneori și despre alții. Întrebarea mea este cum ne ajută adevărul biblic să contracarăm toate aceste cuvinte negative care ne pot duce în direcția asta. Am nevoie de răspunsuri scurte <laughs> pentru că timpul este aproape pe final, așa că vă las pe voi, eu sunt cu mai am chiar o gură de apă, <laughs> vă las pe voi să răspundeți. Cred că Știi, este versetul ăsta cu strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta și cred că asta cu strângerea cuvântului ne poate ajuta și pe noi în monologul ăsta interior. Pentru că dacă știm să ne vorbim nouă și celorlalți, dar în special nouă acum vorbim despre discuția sau dialogul ăsta din monologul din mintea noastră, dacă știm să ne vorbim nouă din cuvântul lui Dumnezeu, atunci asta o să determine anumite gânduri și anumite gânduri o să determine anumite acțiuni. Deci cumva unele se determină pe altele și cred că tot începe de la cuvintele cu care noi ne hrănim și care ar trebui să fie cuvintele lui Dumnezeu. Da, pentru că are loc umplerea din Dumnezeu și atunci când te umpli cu cuvântul lui, ceea ce izvorăști din afară sunt cuvintele lui, nu mai sunt cuvintele noastre neapărat. Și ca și o continuare la acest spui tu, eu am un citat aici pe care nu știu cine l-a scris, nu știu de unde l-am, nu este foarte profesional din partea mea să citesc fără dacă, să... se identifică cineva exact, care mi-a scris. Exact. Să mulțumim autorului chiar dacă da. nu-l cunoaștem, atât Dar, putem face. dar mie îmi vorbește foarte mult și spune astfel, puterea din cuvântul lui Dumnezeu este declanșată atunci când, în mod intenționat, ne aliniem la voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre prin a rosti, promisiunile Lui asupra vieții noastre și diverselor circunstanțe în care ne aflăm. Ma pentru asta trebuie să știm cuvântul Lui Dumnezeu și care sunt promisiunile Lui. Deci, e pe principiul strângem cuvântul în, în mintea noastră, în inimile noastre. Ne strângem și apoi ne-l predicăm. Exact. <laughs> și repetăm pentru că repetiția e foarte importantă. Mama în, învățătorii. Exact. În psalm îl întâlnim pe psalmist, nu? Care tot timpul vorbea cu el însuși. Pentru ce te măcnești suflete mm. în lăuntrul meu? Dar pentru că știa ce Dumnezeu are și avea o încredere desăvârșită în promisiunile acestui Dumnezeu, nădăștuiește în el că iarăși îl voi lăuda. Deci nu se, focal, nu se concentra pe situația care îl făcea să sufere, ci se concentra pe ceea ce Dumnezeu avea în plan pentru el. Și asta este secretul și în dreptul nostru. Hmm. Trebuie să ne concentrăm pe Cuvântul lui Dumnezeu și să nu credem toate minciunile pe care ni le spunem noi, ni le spun alții. Trebuie să credem adevărul lui Dumnezeu. Subiectul ăsta trebuie să-l continuăm data viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost parte în conversația asta. Mie mi-ați dat foarte multe teme de casă. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le pot lăsa aici la emisiunea asta, ci trebuie să le duc un pic mai departe și să le procesești să văd ce mai am deschimbat în viața mea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Asimetric există pentru asemenea discuții și sper din toată inima că reușim să le aducem mai aproape de voi. Ne vedem săptămâna viitoare. Să fiți bine!